Bună ziua! Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Așa cum ați aflat în comunicarea de la ora 13, la nivel național, în ultimele 24 de ore, s-au înregistrat 104 decese din cauza infecției cu SARS-CoV-2. În ultimele 24 de ore, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, s-au infectat 124 de colegi. Iar de la începutul pandemiei am înregistrat 4.117 cazuri de infecții și 9 cazuri de decese. Acest lucru este îngrijorător, dar și un semnal de alarmă pentru a ne mobiliza și a găsi cât mai multe soluții pentru a ne salva semenii. După campania de promovare prin mesaje de interes public inițiate de către Ministerul Afacerilor Interne pentru a se dona plasmă, în această a doua etapă venim în fața dumneavoastră și vă anunțăm că vom crea un centru de recoltare sânge și plasmă autoimună, urmând ca în viitor, în pasul numărul 3, să realizăm o bancă de plasmă necesară tuturor compatrioților. Îi am alături de mine pe doamna comisar șef de poliție, medic Alida Moise, directorul Spitalului de Urgență, profesor dr. Dimitrie Gerota al Ministerului Afacerilor Interne și pe domnul chestor de poliție medic Dinu Dragomir, directorul Direcției Medicale. Le mulțumesc pentru prezență și mai ales pentru tot ceea ce au făcut în aceste luni pentru pacienții lor și pentru bolnavii de COVID-19. Au pus pe primul loc pacienții și și-au lăsat pe locul 2 familia și chiar propria sănătate. Așa cum vă amintiți, amândoi s-au infectat cu noul coronavirus și l-au învins. Doamna doctor, chiar după o luptă extrem de grea, în care era să o pierdem. Imediat, după ce s-au însănătoșit, amândoi au revenit pe baricade, pentru că în lupta cu acest virus este nevoie de noi toți, de toate resursele și de toate mijloacele disponibile. Astăzi vă anunțăm că pentru a veni în sprijinul celor grav bolnavi, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, va fi înființat un centru de transfuzii de donare de sânge și plasmă convalescentă. Această măsură este cu atât mai necesară, având în vedere posibilitățile actuale de terapie oferite de centrele specializate. Pentru unii dintre pacienții grav bolnavi, plasma donată de persoanele care s-au vindecat de COVID-19 poate reprezenta unica șansă la viață. Noi, la nivelul Ministerului, luptăm pe mai multe planuri pentru a ține sub control această pandemie, fie că suntem în stradă, fie încercând să atragem atenția asupra beneficiului pe care îl are donarea de plasmă convalescentă, așa cum am făcut recent prin campania Donează plasmă pentru ca alții să trăiască. Chiar și această campanie s-a născut tot din dorința colegilor noștri care au trecut prin această boală de a-și ajuta semenii. Mă bucur că a fost o adevărată competiție a camarazilor noștri în această acțiune de donare publică. Am prilejul acum să le mulțumesc tuturor aici în fața dumneavoastră pentru generozitatea și altruismul de care au dat dovadă donând plasmă. Datorită lor și altor oameni minunați și responsabili, iată că astăzi facem un nou pas. Înființăm un centru de transfuzii, de donare de sânge și plasmă în cadrul Spitalului Profesor Dr. Dimitrie Gerota al Ministerului Afacerilor Interne. Vom avea posibilitatea să ne îmbunătățim activitatea medicală și să răspundem cerințelor, mai ales că în prezent, în pandemie, nu s-au mai putut organiza cunoscutele caravane pentru donare de sânge, deși nevoia este foarte mare. În noul centru vor putea dona atât civili, cât și personal al Ministerului Afacerilor Interne, dar beneficiarii vor fi toți românii care vor avea nevoie. Poate că nu întâmplător, reușim să punem în practică acest proiect chiar astăzi, când creștinii ortodoxi îl sărbătoresc pe Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului, dar și al spitalului care poartă numele renumitului profesor dr. Dimitrie Gerota.
Sunt încrezător că va fi de bun augur și vom putea ajuta mulți oameni, mai ales că acest centru va fi în coordonarea doi medici care au trecut prin coșmarul numit COVID-19 și vor face tot ce le stă în putință să aibă rezultate dintre cele mai bune. Îi rog acum să vă explice mai în detaliu cum va funcționa acest centru. Domn doctor. Vreau să menționez că această acțiune a fost inițiată de domnul ministru al afacerilor interne și a fost preluată de direcția medicală, de rețeaua medicală a Ministerului Afacerilor Interne, în primul rând și de Spitalul de Urgență Profesor Dr. Dimitrie Gerota, și se alătură demersurilor inițiate de autoritățile statului în sprijinul pacienților infectați cu SARS-CoV-2. În primul rând se adresează acestor categorii de pacienți, dar vreau să menționez că se adresează și altor categorii de pacienți care au nevoie de sânge sau plasmă, pacienți politraumatizați, hematologici și alte patologii. Și nu numai pacienților din rețeaua Ministerului Afacerilor Interne, ci se adresează întregii populații. Această acțiune se susține efortul național în sprijinul combaterii și răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, și în acest context o să creștem gradul de informare, dar mai ales de conștientizare a populației în ceea ce privește donarea de plasmă și tratamentul cu plasmă convalescentă a acestor pacienți infectați cu SARS-CoV-2. Donarea de plasmă, sigur, este un gest umanitar, dar este un gest care poate duce la salvarea de vieți. Și nu este nimic mai mult de spus decât faptul că salvarea de vieți nu se compară cu nimic. Mulțumesc! O invit acum pe doamna comisar șef de poliție, medicul Alida Moise, eroul nostru din Ministerul Afacerilor Interne, cea care a învins moartea. Mulțumesc, domnule ministru! Domnule director, permiteți-mi să informez că Spitalul Gerota, un spital de altfel cu tradiție în lumea medicală din București, are în structura organizatorică o unitate de transfuzii, care a lipsat, din păcate, un punct de recoltare din cauza faptului că nu am avut suficiente resurse materiale și mai ales umane care să desfășoare activitățile aferente centrului de recoltare. Noi am îmbrățișat cu multă bucurie inițiativa dumneavoastră, completându-ne astfel activitatea desfășurată la nivelul unității transfuzionale, și suntem în etapa în care organizăm acest centru de recoltare și donare, atât de sânge cât și de componente de sânge. Prin colaborare interinstituțională vom intra în posesia în următoarele zile a containerelor necesare desfășurării activității, care se vor amplasa în imediata vecinătate a spitalului, fără ca această activitate nouă pentru noi să interfere circuitele funcționale ale spitalului. De asemenea, prin activitatea conducerii Ministerului s-a identificat resursa financiară pentru dotarea acestui centru și se fac demersuri pentru extinderea organigramei cu personalul necesar unității. Într-o primă etapă, după organizarea locală, vom trece la autorizarea centrului și vom începe să desfășurăm activitatea, așa cum a specificat domnul director, pacienții eligibili fiind nu numai angajații Ministerului de Interne, ci întreaga populație care dorește să doneze. Ei vor fi testați, eligibilitatea se va stabili conform protocoalelor naționale, recoltarea o vom finaliza noi, iar produsele recoltate, printr-un protocol pe care suntem pe cale să-l încheiem cu Centrul București de Transfuzii, vor fi validate la acest nivel. Pentru etapa următoare, produsele recoltate vor fi distribuite conform solicitărilor, atât în București cât și în țară, spitalelor militare și spitalelor civile. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu! Vă readuc aminte că plasma autoimună va salva vieți. Dacă salvezi o viață, salvezi o lume întreagă.
Vă mulțumim și vă dorim multă, multă sănătate. Mulțumim.